10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moșul. Tati! Vocea tremurând a fiicei mele m-a trezit. Am întrebat-o ce s-a întâmplat, dar ea nu-mi spunea nimic. Lacrimile îi curgeau încet pe obraj în timp ce mă îmbrățișa. Te-a speriat Marius din nou? Am întrebat. L-am văzut pe moșul, m-a întrebat ce vreau de Crăciun. Mi-a șoptit încet. Am îmbrățișat-o în timp ce îi trecea mâna prin părul ei. Este amuzant pentru că copiii sunt extrem de fericiți atunci când sunt întrebați ce vor de Crăciun, iar copiii normali își doresc de obicei cele mai ridicole cadouri. Și? Ce ți-ai dorit? Am întrebat. Tati, nu mi-ai spus niciodată că moșul are și copii în sacul de cadouri. Mi-a spus că dacă intru în sac, toate dorințele mi se vor îndeplini, dar m-am speriat și am fugit. Am sărit dintr-o dată din pat, mi-am luat arma din dulap și am fugit cât am putut de repede către camera băiatului meu. În timp ce deschideam ușa, am văzut o dâră de sânge care ducea către camera fiicei mele, după care la fereastră. Poliția a venit foarte repede, dar nu l-a mai găsit. Băiatul meu a dispărut. După multe luni fără niciun indiciu despre posibila răpire a băiatului meu, poliția a fost forțată să închidă cazul și să declare că acesta este mort, dar cadavrul nu a fost găsit. Nebunisem de dorul lui și începeam să-mi pierd din ce în ce mai repede controlul. Le făceam viața un calvar celor din jur, familiei, soției, dragei mele fiice. Eram nervos din orice. După multe neînțelegeri și farfurii sparte, ne-am decis că ar fi bine să sărbătorim Crăciunul anul ăsta. Poate spiritul acestei sărbători va calma situația tensionată și ne vom obișnui cu ideea că fiul nostru drag nu mai este printre noi. Așa că am început să ajung la pregătirile necesare pentru o mică petrecere. Surprinzător, aproape toți vecinii au vrut să participe. Ciudat, și soția mea era bucuroasă de acest eveniment și era vizibil fericită. Prea fericită. În timp ce vecinii noștri veneau și aduceau tot felul de mâncăruri, cadouri și băuturi, aveam un sentiment pe care nu pot să-l descriu. Îmi aduceam aminte de Marius și îmi doream să se afle printre noi. Dar în gândurile mele îi puteam auzi pe oamenii care vorbesc despre cotletele de miel și prăjiturile pe care le-a adus vecinul meu, care din păcate mâine se mută, despre cadourile pe care ni le-a adus doamna Roxana, printre care și unul extrem de mare, despre colindul domnului și doamnei Ababei. Ne-am rugat, am mâncat și ne-am spus cele mai amuzante și fenomenale povești care ne-au făcut pe toți să râdem. Mă simțeam vinovat că par fericit. Dar în adâncul sufletului, eu mă gândeam doar la Marius. Dragul meu, Marius. A trecut un an, nu? I-am șoptit soției. M-a prins de mână și am știut instantaneu că totul va fi bine. Următoarea zi, în dimineața de Crăciun, fiica mea, Elena, era foarte fericită atunci când își deschidea cadourile. Avea tot felul de jucării primite de la vecinii noștri și hăinuțe sau gadgeturi de la familie. În timp ce mă uitam la ea, cu un zâmbet sincer pe față, și mă bucuram de fericirea ei, mi-a atras atenția un pachetel învelit în piele, ceva ce mi se părea familiar. Știam că mai văzusem acel material, dacă nu mă înșel, la vecinul meu, care tocmai s-a mutat. Crăciun fericit tuturor membrilor familiei! Îți mulțumesc că m-ai invitat în casa ta călduroasă și sper să te fii bucurat de prezența mea, cum am bucurat și eu de-a ta. Un zâmbet mi s-a pus pe față. Mă uitam la felicitare și admiram desenul cu un bărbat mare și gras. Mă gândeam că e el. P.S. Cum a fost cotletul de miel? Fiul tău a fost apetisant, nu? Intrigat, mi-am coborât privirea și într-un val de sentimente chinuitoare, am văzut semnătura. Moșul. Puls. Zero.